Peste 755 de absolvenți care au susținut bacalaureatul în județul Hunedoara au contestat rezultatele examenului. Lucrările vor fi corectate până în data de 15 iulie, iar în 16 iulie se vor afișa rezultatele finale ale bacalaureatului 2016. Primele rezultate ale examenului au poziționat seminarul teologic ortodox Sfânta Ecaterina Prislop în topul promovabilității, cu procentaj maxim de reușită. La Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, procentul de promovabilitate a fost de 98,67%, iar la Colegiul Național Decebal din Deva s-a clasat pe locul al treilea cu 97,4%. În schimb, toți cei 10 absolvenți ai Liceului Tehnologic Apolonius din Petroșani au fost declarați respinși, liceul privat fiind și în acest an cel mai neperformant liceu din județ. Cea mai mare notă finală la bacalaureat, nota 10, a fost obținută de Miruna Baicu, elevă la Colegiul Național Decebal din Deva. În acest top, Liceul Devean este urmat de Colegiul Național Iancu de Hunedoara din municipiul de Pecerna, nota maximă 9,96, și Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, nota maximă 9,91. În județul Hunedoara, examenele din cadrul sesiunii de vară a bacalaureatului s-au desfășurat fără incidente deosebite. Rezultatele bacalaureatului au fost afișate pe edu.ro și la centrele de examinare, iar în județul Hunedoara, potrivit Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, rata de promovabilitate este de 66,32%. Mai exact, 1908 absolvenți au promovat în sesiunea de vară a bacalaureatului, dintre cei peste 3000 care s-au înscris la examene.